La sfârșitul fiecărui an școlar, inspectorii generali trimit o fișă de autoevaluare la Ministerul Educației, în urma cărora, după evaluarea specialiștilor, primesc calificative pentru activitatea desfășurată la conducerea inspectoratelor școlare din fiecare județ. În amețeala de la Ministerul Educației, aceste fișe nu au contat prea mult în ochii celor de la conducere, iar calificativele parcă s-au dat mai mult după afilierea politică. De exemplu, Ion Sorin, inspector general școlar al județului Dâmbovița, a primit pentru prima dată în mandatul său calificativul bine, cu 88 de puncte acordate de Ministerul Educației. Este în al patrulea an de mandat și în fiecare an a primit calificativul foarte bine, mai puțin anul acesta. Din punctul meu de vedere, calificativul a fost injust, acordat nelegal, în urma unor bâlbâiele ale Ministerului Educației cumplite, pentru că se contrazice în propriile declarații de presă și în propriile documente oficiale emise. Acest calificativ nu este de neglijat, mai ales pentru o persoană care își dorește să-și continue cariera în domeniul educației. Aparent, un calificativ bine e de bine. În realitate, pentru orice pas ai dori să faci în carieră în mediul școlar, calificativul foarte bine e obligatoriu. Mă încurcă, de exemplu, în ipoteza, deloc sigură de altfel, de a încerca să obțin un nou mandat sau de a încerca să zicem în următorii 5 ani să acced la o funcție de director de școală sau pentru a obține o gradație de merit. Un calificativ diferit de foarte bine e similar cu o sancțiune. Prin urmare, nu am considerat niciodată că merit să fiu sancționat pentru ceva. În această situație mai sunt alți 32 de inspectori generali din țară hotărât să atace raportul de evaluare al Ministerului în instanța de contencios. Singura cale de atac care ne-a mai rămas este cea în contencios și vom uza de ea fără nicio discuție. Și mai mult decât atât, sunt și foarte sigur de câștig de cauză. N-am fost tratați corect de către superiorii noștri de la Ministerul Educației. Nu mai spun de chestiunile de legalitate, că am fost evaluați de o comisie înființată nelegal, că Ministerul ne-a anulat niște calificative ulterior, ne-a evaluat niște contestații la niște calificative anulate, să nu râdeze mine, dar aproape că nu mai înțeleg nimic. Prin urmare, din punct de vedere procedural, cei care s-au ocupat de evaluarea noastră sunt departe de a fi perfecți, ca să nu zic foarte vulnerabili. Mulți dintre inspectorii generali care au obținut rezultate și mai proaste, adică nesatisfăcător, ceea ce înseamnă în mod automat desfacerea contractului de management, s-au adresat deja organelor de cercetare penală.